Vinurile au rămas sechestrate în crame. Zeci de mii de sticle pline cu licoarea lui Bacchus n-au mai apucat să ia drumul restaurantelor. Pandemia i-a obligat pe toți să închidă porțile. Ca să nu rămână cu vinul, producătorii au început să-l vândă online. Și nu oricum, ci la licitație. Cu cât e vinul mai bun, cu atât prețul e mai mare. Sute de litri de vin stau îmbuteliate pe rafturile cramelor și își așteaptă cumpărătorii. Restaurantele și barurile s-au închis, așa că bună parte din piața de desfacere a vinurilor este acum indisponibilă. Cantitățile de vin vândute în această perioadă s-au redus la mai mult de jumătate față de perioada anului trecut. Căutăm orice soluție în așa fel încât să putem să vindem. Vânzările au scăzut enorm de mult, semnificativ de mult. Deși restricțiile au afectat considerabil vânzările, asta nu înseamnă neapărat că producătorii trebuie să pună lacătul pe cramă. Cred că în momentul ăsta cramele trebuie să se reorienteze foarte mult către online. Dacă până acum făceau degustări fizic, hai să facem acum și online. O altă variantă pentru ca eticheta unei crame să rămână vie în memoria consumatorului este licitația online. Este foarte simplu să ajungi să aduci vinuri într-o licitație, atât vinuri proaspete, cât și producătorii care vor să deschidă acele pivnițe de mult uitate, unde fiecare dintre ei își păstrează în vinoteca personală anii cei mai buni sau cupajele cele mai interesante. Trebuie doar să ne contacteze, să verificăm dacă acele vinuri au mai fost sau nu mai fost, cam la ce prețuri s-au vândut, la ce prețuri de pornire, să le organizăm în pachete atractive, să le stabilim prețul de pornire și să dăm drumul la șirul de adjudecat. În cadrul licitațiilor, pasionații de vinuri plătesc sume colosale pentru o sticlă cu licoarea lui Bacchus. Acum mai bine de 7 ani știu că s-a vândut un vin românesc de la o vinotecă, cramă românească din Dealul Mare, cu 12.000 de euro. Nu doar producătorii, ci și somelierii au resimțit efectele negative ale stării de urgență. În primul rând, mie personal mi s-au anulat toate degustările, adică toate degustările simple de vin, toate degustările de vin în asociere cu preparatele culinare. La distribuitori este mult mai grav decât la noi, pentru că zona Horeca s-a închis de tot, iar zona Horeca era zona din care lor le venea cei mai mulți bani. Specialiștii estimează că în această perioadă a Paștelui, vânzările online de vinuri vor crește semnificativ.